Salutare, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul Consultanță Cripto. Vă salut din Dubai, de la soare. Am decis cu soția să mai rămânem o perioadă aici la căldură, plus niște afaceri locale. Astăzi vreau să facem un episod despre un subiect foarte interesant din punctul meu de vedere, un subiect pe tema căruia am primit foarte multe mesaje de la voi, din partea voastră, pe e-mail, pe WhatsApp, pe Instagram, și anume cum sunt impozitate criptomonedele în România. Dacă mă întrebați pe mine personal, sunt impozitate alandala. Adică ANAF-ul nu a făcut vreun efort deosebit să ajute contribuabilul, iar eu acum voi încerca să explic cât de simplu se poate, adică nu o să vin cu explicații la nivel bancar sau nu știu ce, deci o să mă refer la lucrurile simple așa cum sunt ele. Deci, în clipa de față, în România, criptomonedele sunt impozitate cu 10%. Haideți să vă explic ce înseamnă acest impozit de 10%. Impozitul de 10% este adresat diferenței de valoare. Adică, dacă noi cumpărăm un Bitcoin cu 50.000 de dolari și îl vindem cu 60.000 de dolari, noi nu suntem impozitați cu 10% pe valoarea de 60.000 de dolari. Noi suntem impozitați cu 10% pe profitul obținut, adică pe cei 10.000 de dolari, diferența de preț. În cazul în care noi cumpărăm o monedă care scade și noi vindem în pierdere, este exclus să plătim vreun impozit, pentru că am vândut în pierdere. Ce se întâmplă pentru cei care tranzacționează frecvent, des? Sunt oameni care tranzacționează în fiecare zi. Teoretic, ANAF-ul nu îi ajută pe acești oameni cu nimic, da? Conform legii, sunteți obligați să luați o foaie și un pix sau o tabletă, un calculator, un laptop, ce vreți voi, să vă notați fiecare tranzacție făcută pe orice platformă ați făcut, să vă notați data, valoarea tranzacției, echivalentul în dolari sau USDT sau ce ați cumpărat, să zicem că vindeți XRP și cumpărați Litecoin, trebuie notat tot. Și diferența de valoare raportată la profit, după aceea trebuie calculată în lei, da? Și atunci avem suma finală. Da? Dacă într-un an de zile aveți 1000 de tranzacții, vă doresc mult succes, va trebui să calculați și să țineți minte 1000 de tranzacții. Dacă omiteți una și fiscul face un exces de zel, ceea ce nu o să facă niciodată, că n-are cum, veți avea niște probleme. Da? Deocamdată, comunicarea între fisc și instituțiile, să zicem, cripto, este extrem de, să zicem, la nivel, nu știu, de grădiniță. Adică, probabil sunt 2-3 platforme în lumea asta care oferă date către ANAF. Mesajul meu nu este unul de a încuraja oamenii să nu plătească impozite. Nu. Mesajul meu este următorul. Corectitudinea stă în mâinile dumneavoastră. Conform legii, sunteți obligați să vă declarați profiturile înregistrate. Sunteți obligați să le numerotați, să le înregistrați, să aveți o bază de date, da? Și în baza acelei baze de date pe care vă creați, să vă calculați singur impozitul. Pe anul acesta, gen pe anul 2020, impozitele se plătesc până pe data de 25 mai pe site-ul ANAF online, da? Dacă omite cineva un calcul, vreuna a pierdut un wallet, cred că deja e de domeniul trecutului. Nici dumneavoastră, nici ANAF-ul n-au cum să verifice. În clipa de față, industria cripto este încă primitivă, legislația la nivel global este încă primitivă, da? Și atunci totul se bazează pe încredere și responsabilitate civică, da? Deci ca să recuperăm, să recapitulăm. Impozitul se taxează doar pe profit, da? Conform legii din România, care nu există, dacă ne referim la legislația bursieră, da? Când faci tranzacții la bursă, fiecare tranzacție în profit este impozitată, chiar dacă nu scoatem banii din platformă, da? Această lege nu există pentru cripto. Și atunci, mulți spun că, domnule, dacă eu îmi țin banii în platformă și nu-i scot și nu am adus în țară, pe ce să-mi iei profit? Însă, legea zice clar.
este un impozit aplicabil de 10% pentru orice tranzacție profitabilă. Da? Deci la orice tranzacție ați făcut profit, conform legii din România, sunteți obligați să plătiți taxe. Da? Astea nu le spun eu, nu le inventez eu, sunt publice, ANAF, Ministerul de Finanțe, puteți verifica. Da? Deci cam asta în linii mari. Trebuie să plătiți 10% taxe pentru fiecare tranzacție făcută. Ați ieșit în minus, nu se impozitează. Acum, eu sper că legislația să se maturizeze și să avem niște pârghii clare. Sunt câteva exchange-uri în lume care oferă un istoric. Da? Gen pe Binance poți să vezi un istoric al tranzacțiilor. Când ai cumpărat prima dată, când ai vândut, poți să cumperi de multiple ori, da? Și e un pic cam halândala. Mulți oameni cu siguranță vor greși declarațiile de impozit pentru că lucrurile nu sunt clare, nu sunt transparente. Într-o lume a blockchain-ului, minunat ar fi fost ca fiecare platformă de tranzacționare să aibă și funcționalitatea să-ți calculeze automat impozitul, să transmită către instituțiile statale și cu asta basta. Că până la urmă, noi plătim impozit, adică și ANAF-ul și platformele unde plătim taxe ar trebui să ne ajute într-un fel sau altul. Da? Deci, cam asta e. În linii mari, în România, 10% pe profit. Nu ați făcut profit, nu aveți ce să plătiți. Vă mulțumesc tuturor pentru susținere, like-uri, comentarii. Momentan voi mai fi la Dubai o perioadă și ăsta este conținutul pe care îl pot crea aici. O să încerc să vin cu episoade noi cu informații interesante. Vă salut, vă doresc succes, toate cele bune!